Slăviți Domnului, scumpi frați și surori, mulțumim tuturor celor care s-au rugat, s-au implicat financiar pentru ca lucrările de construcții să înainteze și iată, săptămâna aceasta s-a finisat absolut toți pereții cu grunt, adică pregătire pentru timp, iată, aseară, la 10 s-a făcut pereții care îi vedeți. Astăzi o să lucrăm mai departe iarăși ca să terminăm cu sala mare și săptămâna viitoare vom lucra la sala mică, sala de sus și tot săptămâna viitoare planificăm deja să instalăm ușile. Încă nu au fost procurate toate ușile, să mai avem nevoie de 20.000 de lei pentru a procura celelalte ușă și lăcățele, bălămările, astea toate urmează săptămâna viitoare să le procurăm. Apoi, după ce mântăm ușile, o să trecem la instalarea mochetei. Pentru mochetă avem nevoie ca să îndreptăm podeaua cu clei special cu plasă. Pentru asta avem nevoie de 10.000 de lei și apoi o să trebuiască să cumpărăm clei pentru a instala mocheta. Clei undeva o să ne coste la vreo 14.000 de lei pentru toată pentru ambele sări. De asemenea, ne rugăm Domnului ca El să binecuvânteze pentru săptămâna viitoare, vrem dacă va fi gata și proiectul la apă. Am primit acordul de la Apă Canal și am dat la proiectarea sistemei pentru a ne conecta la apă centrală. Și ne rugăm ca să reușim și cu sistemul de gazificare să fie dus la bun sfârșit. Și de asemenea, rugați-vă continuare pentru ca Domnul să binecuvânteze cu sănătate, cu putere și izbândă în lucrările care ni le-am propus pentru săptămâna viitoare ca să le ducem la bun sfârșit. Și Domnul să vă binecuvânteze. Amin.